Promovabilitatea obținută de absolvenții Giurgiu Ven clasează din nou județul nostru pe ultimul loc din țară. În cifre, sesiunea iunie 2016 a bacalaureatului a însemnat la Giurgiu 1597 de elevi înscriși, din care doar 604 au reușit să treacă examenul maturității. Ca de obicei, cele mai bune rezultate au fost înregistrate la Colegiul Ion Maiorescu. 173 de elevi au reușit. Tot aici a fost obținută și singura medie de 10 din județ. Dacă în alții ani la Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu și Liceul Tehnologic niciun candidat nu a reușit să promoveze examenul maturității, în 2016 minunea a avut loc. Câte un elev din fiecare dintre cele două unități de învățământ a reușit să obțină notă de trecere. În sesiunea iunie-iulie 2016 a examenului de bacalaureat, promovabilitatea la nivelul județului Giurgiu a fost de 40,06%, cu 4% mai mult decât în sesiunea din 2015. Au obținut creșteri ale promovabilității Colegiul Național Ion Maiorescu, Liceul Tudor Vianu, Liceul Nicolae Cartojan și Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu din Mihăilești. Rezultatele finale, cele de după contestații, se vor afișa pe data de 16 iulie la centrele de examen unde candidații au susținut probele scrise. Din totalul de 1597 de elevi înscriși, 149 nici nu s-au prezentat la examen, în timp ce 3 au fost eliminați. Marți până la ora 20, elevii au putut depune contestațiile, care vor fi analizate până vineri, urmând ca rezultatele finale să fie afișate sâmbătă 16 iulie.